scăpa cu ușurință de grija căderii părului. O procedură modernă realizată cu ajutorul laserului stimulează regenerarea, dar și creșterea mult mai rapidă a firelor de păr. Colega noastră, Bianca Iordache, se află într-o clinică de înfrumusețare și ne arată cum se procedează. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața, Bianca! O să te întorci cu un păr mult mai bogat și mai regenerat după acest live? Bună dimineața tuturor, eu așa sper, Daniel, și chiar mă uitam mai devreme la tine că tu încă stai foarte bine la capitolul în ceea ce privește podaba capilară, dar știi cum e, întotdeauna trebuie să previi. Și vă spun că tratamentul ăsta e uluitor, dar mai multe detalii ne spune Vergi. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! În ce constă tratamentul acesta cu laser? Tratamentul cu laser este un tratament revoluționar de ultimă generație, se efectuează și în țările din Marea Britanie, Turcia. Am adus acest tratament special pentru pacienții noștri, pentru că ne dorim să le oferim tot ce este mai bun pentru dumnealor. De foarte mulți ani efectuăm și terapii și intervenții chirurgicale, implant de păr pentru bărbați și doamne. Tratamentul cu laser ajută foarte mult la repararea folicului pilos. Perfect. Stimulează circulația sanguină. Ok, ăsta este primul pas, da? Primul pas. Avem un dermaroller, okay, care ajută la stimularea circulației sanguine de la nivelul scalpului. Se lucrează cu el 2-3 minute, după care pacientul stă la laser 20 sau 40 de minute, depinde în funcție de câte ori vine pe săptămână la tratament. Pentru cine este recomandat tratamentul acesta? Tratamentul acesta este non-invaziv, nedureros, este recomandat pentru toate tipurile de pacienți. Schema de tratament se face în cadrul unui consult, în special pentru pacienții care au suferit de infecția cu SARS-CoV-2. Este foarte recomandat pentru că s-au confruntat cu căderi excesive ale părului după infectare. Wow. Așadar, e adevărat cu acel studiu, nu? După cele 50 de zile îți cade părul și tratamentul acesta îți rezolvă problema. Tratamentul acesta, în primul rând, stopează căderea părului, după care stimulează regenerarea părului. De câte ședințe este nevoie? Este nevoie de un tratament de 6 luni. Okay. Pacientul va veni timp de 6 luni la clinică, plus încă alte 3 luni de întreținere după terminarea celor 6 luni. Îmi spuneai că trebuie să vină cel puțin de 2 ori pe săptămână la început? De 2 ori pe săptămână, câte 20 de minute sau o singură dată 40 de minute. Depinde și de programul și flexibilitatea pacientului. Îmi spuneai că este recomandat chiar și bărbaților ce prezintă un început de chelie. De calviție, exact. Este recomandat și pentru acești pacienți, în special ca să oprească căderea părului și îi va ajuta la regenerare. Bun, domnișoara acum stă deja la o ședință. A început ședința, exact așa arată laserul minune. Exact. Și cât timp va sta sub acest aparat? Va sta timp de 20 de minute. Se poate relaxa. Tratamentul este nedureros, este foarte confortabil. În timpul tratamentului, pacienții se pot uita pe telefon, se pot uita la televizor, se relaxează. Chiar este o plăcere pentru pacienții noștri, pentru că atunci când vin aici, se relaxează și mai uită de grijile de acasă. Ce clienți sunt mai des cei care vin aici? Să-mi spunem, mai mulți bărbați, sunt mai multe femei, sunt femei care vor un păr mult mai bogat? Care își doresc un păr mult mai bogat, mai ales femeile care apelează des la hairstyling, se confruntă cu căderea ale părului și vin pentru tratament, dar și bărbați. Este 50-50% procentul. Când apar primele efecte? După 2 luni de la tratament se stopează căderea părului, după care începem să vedem rezultatele de regenerare. Ok, îți mulțumesc foarte mult. Daniel, Irina, eu sper că v-a ajutat acest interviu. Acum ne întoarcem la voi.